apare o idee interesantă. Iertarea. Și când e iertare, spui Golgota. Iisus Hristos a murit ca să ierte. Și cel mai frumos lucru pe care poate să facă un om este să simte dulceața iertării. Sunt iertat. Și Dumnezeu promite că nu s-a inventat vreun păcat care să nu-l poate ierta. Și spune, dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și e drept ca să ne ierte, ba mai face încă una. Să ne spele cu sângele Său. Și atunci totul e la zero. Toți care au greșit la această sală, dacă vin și cer iertare lui Dumnezeu și o primesc de adevăratelea și regretă și apar cei patru R, rețineți că sunt foarte interesant și găsim în Sfânta Carte. Primul, să recunoști. Aveți copii, au greșit. Recunoaște-mă, prăpăditule, că ai greșit. Nu minți, recunoști. O greșeală recunoscută e jumătate cu punctul numărul 1, dacă recunoști. Apoi să și regreți. Nu? Văd însă, are niște aparate pe aici și iau un aparat din ăsta și mă prinde. Și tu l-ai luat? Nu. Ba, l-am luat, da. Regrez? Nu. Pe asta nu e căință. Asta înseamnă prostie. Deci, recunosc, regret. După ce regret, trebuie să și repar. Sparg un geam. Și fie îl plătesc eu, fie am un sponsor, geamul trebuie plătit. Recunosc, regret, repar. Cine crezi că ne repară greșelile? Iisus Hristos. Dar trebuie să reparăm și noi. Ai făcut o greșeală, ai luat ceva, zi înapoi. Ai făcut o prostie, cer iertare. Ai mâncat hrană care nu-i sănătoasă. Regretă, recunoaște, repară, schimbă stilul de viață. Și apoi spui, renunț. De ce? Că am fost la biserica asta aici. Și nu mi-a spălat creierul, ci din contră mi-a spălat murdăria din creier. Ne-a spălat minciuna din creier. Și având acești patru ieri, recunosc, regret, repar, renunț, fiecare om este curat, îs patru condiții. Și cu asta totul se rezolvă.